7 semne. Ioan, în Evanghelia lui, alege din mulțimea semnelor făcute de Iisus 7 dintre ele, pe care le așează într-o ordine gândită. 7 semne foarte specifice, încărcate de învățătură. Scopul lui Ioan este cât se poate de clar. Îl afirmă în Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31, când spune: Iisus a mai făcut multe alte semne de felul acesta. Și toate acestea, continuă, le-a făcut pentru ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și, crezând, să aveți viața în numele Lui. Ioan își selectează 7 semne încărcate de semnificație. În întâlnirea trecută ne-am uitat la primul semn din Evanghelia după Ioan, transformarea apei în vin. Acest început al semnelor înfăptuite de Iisus a avut loc în Cana Galilei. El și-a arătat astfel gloria și ucenicii lui au crezut în el. Acesta a fost primul semn. Ucenicii au văzut ce a făcut Iisus și au crezut. La doar un capitol distanță urmează al doilea semn. În Capernaum se desfășura o dramă umană. Un băiat, poate singurul din familie, avea febră și era pe moarte. Tatăl era neputincios în fața acestei situații. Niciun tratament nu reușise să-i scadă febra. Dar tocmai atunci s-a auzit zvonul că Iisus din Nazaret s-a întors în Galileea și tatăl băiatului străbate peste 30 de kilometri pentru a se întâlni cu Iisus. Ioan își alege cuvintele cu foarte mare grijă. Este o narațiune scurtă, o povestire scurtă, dar încărcată de atâta sens. Haideți să o ascultăm așa cum o povestește, cum o scrie Ioan. Atunci a venit din nou în Cana Galilei, unde transformase apa în vin. Era acolo un slujbaș al regelui, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Când acesta a auzit că Iisus a venit din Iudeea, în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină să-i vindece fiul, căci era pe moarte. Iisus i-a zis: dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Slujbașul regelui i-a zis: Doamne, vino acasă la mine până nu moare copilașul meu. Iisus i-a răspuns: du-te, fiul tău trăiește. Omul a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat. În timp ce pleca el spre casă, sclavii lui l-au întâmpinat și i-au zis că fiul lui trăiește. Atunci, el i-a întrebat la ce oră începuse să-i fie mai bine. Ei au răspuns: ieri, la ceasul al 7-lea, l-a lăsat febra. Tatăl a recunoscut că tocmai în ceasul acela Iisus îi spusese: fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Iisus după ce a venit din Iudeea în Galileea. Iată în câteva cuvinte o bogăție de învățătură pentru noi. Pentru că în toate aceste semne detaliile sunt foarte importante. Încă înainte de a produce minunea, Iisus are un verset care ne împiedică să mergem mai departe. Hei, vorbim despre o minune, un miracol. Abia aștept să vedem ce a făcut, să-l vedem în acțiune, să-l vedem pe Iisus acolo. Și primul lucru pe care îl spune Iisus în versul 48 este: o dojană. Dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Ce-i cu voi? Se simte dojana aici. Sunteți ahtiați după miracole, voi oamenii. Numai după asta umblați.
Indiferent de perioada istorică, omul este, a fost și este fascinat de încălecarea naturalului de către supranatural. Adevărul este că miracolele ne atrag și avem impresia că o mare putere e acolo și mai ales făcătorii de miracole sunt cineva. Iisus, înainte de a face orice pas înspre vindecare, înspre împlinirea semnului, începe cu o dojană și trebuie să ne ocupăm de ea. De ce o inserează Iisus aici? De ce nu-i spune direct, du-te, fiul tău trăiește? Și toată învățătura care va urma este tot acolo. Dar Iisus nu întâi spune, dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Asta e o problemă. De ce spune Iisus astfel de cuvinte? Haideți să învățăm ceva și de aici. Cum ar trebui să ne raportăm la existența minunilor? Cum trebuie să înțelegem prezența minunilor în lucrarea lui Iisus? Cum ne raportăm la ele? 1. Miracolele făcute de Iisus sunt confirmări ale dumnezeirii sale. Iată un prim mod de a ne raporta la ele. Ele sunt confirmări a divinității lui Iisus. Pentru că dacă Iisus este o ființă supranaturală, trebuie să ne așteptăm să facă lucruri supranaturale. Dacă admitem existența lui Dumnezeu, trebuie să admitem și existența miracolelor. Bineînțeles, dacă privești universul ca pe un sistem închis, guvernat de legi imuabile, orice miracol este respins, este imposibil. Dar dacă privești universul ca fiind creat de un Dumnezeu, guvernat clar de legi, dar în spatele acestor legi este un creator care poate interveni și supune legile imuabile unor legi superioare, atunci existența minunilor o poți accepta. În momente cheie din viața ucenicilor, Iisus alege să-și manifeste puterea pentru a-și întări spusele. 2. Miracolele sunt acte de iubire din partea unui Dumnezeu iubitor. Iată un alt mod în care trebuie să înțelegem miracolele. Sunt acte de iubire făcute de un Dumnezeu iubitor. Miracolele sunt semnificative nu doar datorită puterii desfășurate, wow, ce vindecare a făcut, ci și scopului lor, să ajute, să vindece, să ne facă bine. Minunile, de fapt, sunt niște acte răscumpărătoare care ne ațintesc privirile spre lumea viitoare, spre lumea nouă pe care El o creează. Miracolele pot fi sau își propun să dea un gust, să ne dea un gust pentru viața de apoi. 27 din cele 35 de miracole prezentate în Sfintele Scripturi, în Evanghelii, au de-a face cu înnoirea creației căzute. În alte cuvinte, Dumnezeu ne pregătește o lume în care nu va mai fi boală și degradare. Așa că putem privi astfel minunile. Sunt o confirmare a divinității lui Iisus. Sunt acte de iubire venite din partea unui Dumnezeu iubitor. În al treilea rând, miracolele, numite și semne de către Ioan, au scopul de a ne lăsa cu niște lecții de viață. Ele sunt semne, înseamnă ceva. Poartă cu ele o învățătură, sunt niște întâmplări cu tâlc. De aceea, în toate aceste semne alese de Ioan, locul și ordinea lor în relatare este importantă. Abordarea și desfășurarea minunii în sine, cu detaliile ei, ne învață câte ceva. Reacțiile personajelor, cuvintele rostite, toate poartă învățătură pentru noi. Și poate un al patrulea lucru, legat de cum ne raportăm la minuni. Săvârșirea miracolelor nu trebuie să fie un scop a credinciosului, o căutare a credinciosului. De ce zic asta? Pentru că Iisus îi dojenește. Așa și începe semnul al doilea. Îi dojenește pe oameni mulțimea că umblă după minuni și vindecări și pierde esența. Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția. Miracolele, întâlnirea cu supranaturalul în felul acesta miraculos, nu trebuie să fie o căutare a credinciosului. De ce nu trebuie să fie? Să încerc să răspund. Căutarea actuală, furibundă după miracole, pe care o vedem în jurul nostru,
Este un eveniment aici, unul acolo, unul în pădure, unul în centrul orașului. Oameni care promit vindecări. Lumea se bulucește acolo, sperând să fie martorii a ceva supranatural. Căutarea actuală furibundă după miracole izvorește din credința falsă că Biblia este plină de miracole. Realitatea este diferită. Biblia relatează aproximativ 250 de miracole și majoritatea sunt cuprinse în niște ferestre istorice foarte înguste, pe parcursul a trei perioade distincte de timp. Perioada lui Moise, apoi perioada lui Ilie și Elisei și apoi perioada lui Iisus și apostolilor. De ce tocmai atunci sunt înghesuite toate, aproape toate miracolele Scripturii? De ce tocmai atunci? Pentru că Dumnezeu a vrut să comunice un adevăr nou și să confirme noi mesageri care să comunice acel adevăr. Erau niște etape istorice de limită. Și acolo Dumnezeu alege să întretaie, să atingă pământul cu supranaturalul. Cele trei perioade au ceva în comun. Moise a avut nevoie de miracole pentru a elibera poporul din robie. Erau de 400 de ani în robie. Avea nevoie de miracole ca să-l conducă prin pustie, să-i asigure autoritatea de care avea nevoie asupra unui popor dezordonat și împietrit în cele spirituale. Și Moise face câteva minuni de felul acesta. 2. Ilie și Elisei au făcut miracole pentru a elibera poporul din idolatria cea mai profundă în care ajunsese. Poporul era la limită. Urma robia, stătea în pragul țării lor. Și Dumnezeu încearcă să le atragă atenția și prin Ilie și Elisei face multe miracole. Da, de atrage atenția poporului. Urmează ceva rău, treziți-vă! Și apoi perioada lui Iisus și apostolilor. Iisus și apostolii au recurs la miracole pentru a confirma intrarea în vigoare a noului legământ. Erau vremuri noi, ucenicii erau 12, erau necunoscuți, erau oameni needucați. Aveau nevoie de o confirmare specială să le dea credibilitate. Așa că Dumnezeu face miracole, dar le face întotdeauna cu un scop moral sau strategic în minte. Dumnezeu nu face miracole la circ. Haideți aici să vă arăt ce putem noi face. Niciodată n-a făcut asta. În afara acestor perioade istorice, nu există minuni relatate în Scripturi. Așadar, de ce nu mai vedem astăzi miracole la tot pasul, deși unii pretind că le fac? De ce nu mai vedem astăzi? Pentru că dacă Biblia este completă și adevărată, Dumnezeu nu mai are o revelație nouă de confirmat și nu dorește să-și folosească puterea pentru amuzament. Nu spun că Dumnezeu nu face minuni, El poate și știu că face, am experimentat minuni, dar le face la o scară individuală, când are scopuri morale bine definite. El nu-și mai etalează puterea public, pentru că toate adevărurile pe care vreau să ne le dezvăluie au fost deja dezvăluite și confirmate. Faptul că Iisus și apostolii au vindecat pe mulți, i-a făcut pe unii să creadă că vindecările sunt la îndemâna oricărui creștin. Și așa și învață pe alții. Sau sunt chiar un semn al prezenței Duhului Sfânt în ei. Și sunt mulți astăzi care promovează sau se promovează ca făcători de minuni, căutând de fapt puterea și celebritatea. Pentru că cine mai grozav decât unul care te împinge de cap sau de piept? Cine mai grozav ca unul care trece umbra și pică oamenii pe jos? Păi ești vindecătorul, nu? Au apărut școli de vindecare care te învață cum să produci miracolul și sunt ridicole. Dar toți acești vindecători din jurul nostru au la bază următoarele trei persoane care au venit cu niște aberații. Peter Wagner este primul în cartea lui How to have a healing ministry without making your church sick. Cum să ai o lucrare de vindecare fără să-ți îmbolnăvești biserica. Și Peter Wagner dă 5 pași. Când ajungi la etapa a patra, la pasul al patrulea, spune, citez, uneori există o tremurare a ploapelor sau un fel de aură care înconjoară persoana respectivă. Am încheiat citatul.
De unde? Bob Jones, în Manifesting Miracles, afirmă că atunci, citez, când darul vindecărilor este dat unui evanghelist, culoarea mâinilor sale se schimbă pentru a dovedi că mijlocirea lui a ajuns la tati, care spune da. Pentru că atunci când mâinile mele, spune el, devin purpurii, înseamnă că ajungi înaintea maiestății, ajungi până la vârf. Am încheiat citatul. Serios? Ce ne spui prin astea, Bob Jones? Că ai ajuns până la vârf, ești înaintea maiestății? Mă întreb cât de albăstri au fost mâinile apostolilor. Sau John Wimber, fondatorul mișcării Vineyard, spune că miracolele cele mai puternice, atunci când trebuie impresionați necredincioșii, sunt, citez, prăbușirea sub puterea Duhului și plombarea măselelor. Am încheiat citatul. De ce? Ridicol! Cum poți să te lași amăgit de astfel de lucruri? Tozor o spunea cu foarte multă înțelepciune că nu poți produce un miracol așa cum produce o reacție chimică. Și spunea el, Dumnezeu nu se vinde în mâinile magicienilor religioși. Și să nu uităm, săvârșirea minunilor de una singură nu este un semn al prezenței Duhului Sfânt în om. Nu-i garantează autenticitatea. Iisus o spune cât se poate de clar când vin la el ucenicii lui făcători de minuni. Doamne, Doamne, n-am prorocit în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Așa că, înainte de a face orice mișcare, Iisus începe cu o dojană. Pentru ei atunci și eu cred că și pentru noi acum. Dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Ce-i cu voi? Da, haideți să revenim la narațiune și să mergem mai departe. Când Iisus spune aceste cuvinte, dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți, Iisus detectează mai întâi punctul slab al audienței și acționează chiar acolo. Se folosește de ocazie ca să dea învățătură mulțimii. Forma de plural a verbului arată că Iisus nu s-a adresat doar omului în cauză, ci tuturor ascultătorilor săi. De fapt, Iisus face afirmație ce se cerea făcută, și anume, Iisus nu se mulțumește cu o credință slabă care are nevoie de regimul fortifiant al minunilor. De fapt, spunând aceste cuvinte din versetul 48, Iisus vrea să corecteze și să educe. Cuvintele au fost corective și educative. Ca dovadă, Iisus nu face miracolul în fața mulțimii. Mulțimea nu vede niciun miracol. Iisus spune, du-te, fiul tău trăiește. Dacă nu vedeți semne și minuni, nici de cum nu credeți. Nici n-am să fac un semn și un minune, pentru că nu astfel de credință îmi doresc eu. Mereu, mereu alimentată de ceva miracol. Înainte de miracol, încearcă să spună Iisus, e nevoie de învățătură. Așa că aplicațiile pentru noi, nu-L căuta pe Iisus pentru minunile pe care le poate face și nici măcar datorită beneficiilor de care ai putea avea parte. Mai degrabă, caută-L pentru faptul că viața ta n-are nicio șansă de mântuire fără El. Caută-L pentru iertarea păcatelor tale. Caută-L pentru puterea pe care ți-o poate da ca să străiești viața în ascultare de El. Caută mai mult decât orice roadele Duhului, nu darurile Duhului. Roadele te identifică cu siguranță ca credincios autentic. Pe acestea, pe roade, nu le poate și nici nu vrea cel rău să le falsifice. Nu-i convine să le falsifice. Pentru că nu vrea oameni plini de bucurie, de dragoste, de bunătate, de control, de... Asta nu le falsifică cel rău, dar orile le poate falsifica foarte ușor. Slujbașul regelui i-a zis, după mustrare, după dojana făcută, slujbașul regelui continuă, Doamne, vino acasă la mine, până nu moare copilașul meu. Angajatul guvernamental din serviciul lui Irod a călătorit vreo 32 de kilometri. De ce? De ce vine țintă 32 de kilometri să-L întâlnească pe Iisus? Pentru că auzise de Iisus, avea informații și spera, credea că Iisus are soluție la problema lui.
vedem în gestul lui un iz de credință, o scânteie a credinței acolo. Și oficialul a fost condus de Iisus, sau a fost condus la Iisus de o nevoie extremă. Pentru că, până la urmă, credința se desfășoară în paralel cu motivația. Credința lui căuta vindecarea copilului fără să știe că de vindecare avea nevoie și inima lui. Doamne, vino acasă la mine până nu moare copilașul meu. Iisus i-a răspuns. Versetul 50. Du-te, fiul tău trăiește. Iisus refuză să meargă cu el. Refuză să răspundă cererii specifice a slujbașului regelui. De ce refuză să meargă? Pentru că, tocmai spusese, fără să vedeți minuni, cu niciun chip nu credeți. Du-te fără să vezi. E un alt gen de credință caută în tine. Du-te fără să vezi, fiul tău trăiește. Ei bine, va trebui să crezi fără să vezi miracolul. Să te văd acum. Te încrezi în mine fără să vezi minunea? Și învățătura este acolo. Puterea lui Iisus nu este limitată de prezența lui fizică. Omul a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat. Omul a primit dojana, a învățat lecția semnelor și minunilor. A crezut cuvintele fără să vadă vindecarea și a plecat. Credința trebuie să te conducă la acțiune. Credința prinde chip, se vede, se manifestă doar în acțiuni. Altfel nu sunt decât vorbe, nu este decât vorbe credința. Credința fără fapte este moartă, spun în alte cuvinte Iacov. Credința se vede în acțiunile tale. Cu gura poți să spui orice, că crezi în orice și cât de tare crezi poți să spui. Faptele tale, acțiunile, dau chip credinței. Un incident din viața lui Napoleon, care sugerează această acțiune a slujbașului regelui, care sugerează acțiunile necesare din partea noastră. Într-o zi, își trecea în revistă trupele în Paris, Napoleon scapă din mâini frâiele și căpăștrul calului, când acesta se zmăcește brusc, înainte de a apuca să se echilibreze în șa, un soldat fără grade a sărit din formație, a prins frâiele, a calmat calul nărăvaș și a întins lui Napoleon căpăstrul. Acesta s-a uitat la soldat și a zis: rămân dator, capitane. Soldatul, cu prezență de spirit, a continuat: a cărui regiment sire? Napoleon, încântat de perspicacitatea soldatului și de încredere arătată, a rostit un cuvânt: te iau pe cuvânt. Napoleon, impresionat de încredere arătată, a răspuns, trecând mai departe, al gărzii personale: soldatul, povestește istoria, imediat și-a predat muscheta superiorului său, spunând: împăratul se va ridica la nivelul declarației făcute. S-a prezentat imediat la cartierul general al ofițerilor, unde a fost instalat ca capitan al gărzilor. Oficialul guvernamental nu doar că a crezut cuvintele lui Iisus, a și acționat, a făcut fapte vrednice de credința înfiripată în el și a demonstrat credința prin faptul că a pornit spre casă așa cum îi spusese Iisus. L-a luat pe Iisus pe cuvânt. Iisus se va ridica la înălțimea declarației făcute. Și mai mult, detaliile din text sunt grozave. A pornit spre casă fără grabă. De ce mențiune asta în text? Abia a doua zi l-au întâlnit servitorii care veneau în întâmpinare. Cum de nu pornești în viteză? Să vedem, e vindecat fiul meu. Trăiește, l-a scăpat. Se ridică la înălțimea cuvintelor lui Iisus. Tendința naturală este să te grăbești repede, să vezi ce se întâmplă. El a plecat spre casă fără grabă. Învățăm ceva de aici? Am putea învăța ceva. Cel ce crede nu se lasă pradă panicii. Și acest adevăr este de mult menționat în Isaia 28:16 legat de Iisus.
Este un pasaj mesianic unde spune: iată, așez în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră din capul unghiului prețioasă, o temelie sigură. Cel ce crede nu se va panica. Sau în traducerea Cornilescu, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. În alte cuvinte, liniștea în fața greutăților, răbdarea, calmul pot fi rezultate, manifestări ale credinței din inimă. Cel ce se încrede în Iisus nu se lasă pradă panicii. Da, știu, sunt oameni care au suficientă credință care se aducă la Iisus cu cererile lor, dar insuficientă ca să le dea și odihna, încrederea în cuvintele cu care El le-a răspuns. Ești cumva la un moment de răscruce? Poate ai nevoie de un salt în credință precum slujbașul regelui. Poate asta se așteaptă de la tine. Să te duci fără să vezi. Ca să ajungi să ce? Să vezi miracolul împlinit. Dar aici în întâmplarea aceasta mai este încă un element interesant legat de credință și mântuire. Credința în Iisus îți asigură salvarea. Credința ta în Iisus îți asigură salvarea, aș sublinia. Pentru că ceea ce se întâmplă aici a fost mai mult decât o vindecare, a fost un semn pentru toată lumea. Oficialul întâi a crezut, abia apoi și-a experimentat vindecarea fiului. Bun, dar stai puțin, se poate așa ceva? Credința tatălui asigură mântuirea fiului? Nu. Nu despre asta e vorba. Nu credința tatălui l-a mântuit pe fiu. Mesajul nu subliniază credința unui individ care îl mântuiește pe altul care nu crede. Eu pot să cred, dar n-am cum să transfer mântuirea peste tine care nu crezi. Credința ta nu poate mântui pe altul, credința ta îți asigură mântuirea ta. Credința oficialului l-a mântuit pe oficial, tot pe el, din durerea și disperarea în care se afla pe de-o parte, iar de cealaltă parte l-a mântuit de păcatele sale prin credința în Iisus. O să vedem imediat. Și atunci, credința slujbașului regelui nu l-a mântuit pe fiu, l-a mântuit pe el. Fiul a fost vindecat doar. Miracolul este dublu. Fiul este vindecat și tatăl este convertit. Este mântuit. Versetul 51, întâmplarea continuă. În timp ce pleca el spre casă, sclavii lui l-au întâmpinat și i-au zis că fiul lui trăiește. Copilul s-a vindecat în momentul declarației făcute de Iisus, la 32 de kilometri distanță. Așa că puterea lui Iisus nu este limitată de prezența lui fizică și nici de distanță. Ce are asta face cu mine astăzi, asta am spune-o știm cu toții. Dar aplicația ar putea fi următoarea. Indiferent de distanța pe care ai impus-o deja între tine și Iisus, El o poate acoperi, parcurge, ca să te ajute. Te simți singur și neajutorat? Domnul Iisus este mai aproape decât crezi. Puterea Lui nu este limitată de sentimentul singurătății tale. Puterea Lui nu este limitată de prezența Lui fizică și nici de distanța dintre tine și El. Întâmplarea continuă, semnul se dezvoltă. Atunci el i-a întrebat la ce oră a început să se fie mai bine. Ei i-au răspuns: ieri la ceasul al șaptelea l-a lăsat febra. Tatăl a recunoscut că tocmai în ceasul acela Iisus spusese: fiul tău trăiește. Oficialul a verificat semnul, experiența prin care a trecut. Pentru că experiența desăvârșește credința. Interesantă mențiunea, a vrut să verifice când s-a întâmplat miracolul, exact când a spus Iisus. Iată o altă lecție de viață în semnul al doilea din Ioan. Credința mântuitoare nu este oarbă, nu este irațională. Credința autentică, verifică, se bazează pe ceva. A crede nu este o experiență pur rațională, a admite că anumite afirmații sunt adevărate. Dar a crede nu este nicio experiență emoțională. Deși emoțiile joacă un rol important în viața omului,
El nu sunt baza pentru credința biblică, pentru credința autentică. A crede nu este nici măcar o alegere subiectivă, personală, așa vreau eu să cred. A crede egal a primi. A te încrede. A acționa în baza ceea ce ai observat, analizat și încuviințat intelectual. Credința nu este oarbă, irațională, ea se bazează pe niște lucruri. Prea des percepem credința ca fiind opusul rațiunii. Ea nu este irațională, se bazează pe argumente, are o raționare în spate. Credința autentică este în sine perseverență. Te încrezi și mergi înainte, pășești necunoscut, aștepți cu răbdare, asculți în încercare. Dacă te oprești pe drum, dacă perseverența în credință se oprește, nu mai ai credință. Tocmai de aceea, fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și-a crezut el și toată casa lui, continuă întâmplarea și se încheie, versetul 53. Și-a crezut el și toată casa lui. Păi, stai puțin, nu crezuse deja? În versetul 50, omul a crezut cuvintele pe care le-a spus Iisus și a plecat. Deci el crezuse deja. Cum adică acum a crezut el și toată casa lui? Ei bine, credința crește pe măsură ce o practicăm. Aceasta este lecția de viață. Credința este ceva viu, nu este ceva static, este ceva ce crește, se dezvoltă, se maturizează, se transformă, se îmbogățește. A crezut că Iisus îi poate ajuta fiul, de aceea vine la el. A crezut cuvintele lui Iisus că fiul lui va trăi și a pornit la drum. A verificat ora la care a avut loc vindecarea ca să-și confirme ceea ce a crezut. Și a crezut în Iisus când a văzut confirmarea. Omul a acceptat declarația lui Iisus, experimentând restul credinței când i-a văzut împlinirea. El crezuse și cu o zi mai înainte, dar era o credință limitată, necrescută, dacă vreți. Acum, văzând că poate încrede, că poate crede în cuvântul lui Iisus, el a crezut pe deplin. Credința slujbașului s-a născut printr-un salt în credință pentru a căpăta credință. Pentru că așa funcționează credința. Credința ajută credința. Credința poate crește, se aprofundează odată cu exercitarea ei. Credința este ceva viu, nu static, nu blocat, nu rigid. Exersează-o și își va arăta beneficiile. Dar în acest ultim verset mai este o expresie. Și-a crezut el și toată casa lui. Credința ta poate conduce și pe alții la credință. Gândiți-vă că cei de acasă nu știau nimic. Doar au văzut că pe la ceasul al șaptelea, cam ora 13, l-au lăsat frigurile brusc. Cu siguranță, ca să creadă toată casa lui, a fost nevoie de mărturia convingătoare a tatălui, pentru ca ceilalți să creadă. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Înseamnă că credința se răspândește din aproape în aproape, de la om la om, pe baza mărturiei vieții tale. O faci? Ți-ai mărturisit-o? Ai prezentat-o cuiva? A fost nevoie de o mărturie convingătoare. Și acum ne apropiem de încheiere. Credința oficialului s-a născut altfel decât cea ucenicilor din minunea, din semnul de la nuntă. La nuntă, ucenicii au văzut cum Iisus s-a transformat apa în vin, au văzut și au crezut. Oficialul guvernamental a făcut un salt în credință pentru a căpăta credință, adică a auzit și a crezut. Întrebarea pentru noi este, tu ești gata să faci saltul în credință? Nu știu prin ce treci, dar uneori Iisus își arată slava, precum semnul numărul 1. Alteori își cere să faci un salt în credință. Dar în ambele cazuri dorește să-ți întărească credința. Uneori ți se arată direct, vezi și crezi, alteori nu vezi și așteaptă să crezi.
Concluzie. Concluzia semnului al doilea se poate strânge în trei domenii mari. Învățătura semnului se strânge în trei domenii mari. Despre Iisus. Semnul ne învață ceva despre Iisus. Și anume, Iisus face tot ce este în putință ca să te ia de la nivelul la care te afli și să te ducă la nivelul la care trebuie să fii. În alte cuvinte, Iisus urmărește creșterea credinței tale. Iisus nu se mulțumește cu credință senzorială bazată pe miracole și pe ceea ce vezi. Iisus pune la încercare și astfel întărește credința incipientă și Iisus încununează și răsplătește credința încercată pentru că El urmărește creșterea. El vrea să te ia de unde ești și să-ți mărească credința. Nu se mulțumește cu cât ai, ci pune la încercare, întărește, încununează și răsplătește. Semnul al doilea mai ne învață ceva și despre mine și despre tine. Și anume, o învățătură pe care am repetat-o de zeci de ori în ultimele luni. Acțiunea îți rezolvă incertitudinea, nu gândirea excesivă. Suntem prea ipocriți uneori. Avem impresia că dacă ne rugăm, totul se rezolvă. Dar rugăciune fără acțiune este ipocrizie. Îl luăm și îl trimitem pe Dumnezeu să meargă, să facă, să ne dea, să îndrepte, să... Spunem tot ce are de făcut și noi nu mișcăm un deget. Noi nu ne ridicăm din pat. Noi continuăm în aceeași băltoacă în care ne aflăm. Dar ne rugăm cu fervoare, Doamne, dă, fă, du-te, vino, rezolvă-l, ajută, umple-l. Și nu mișcă nimic, suntem în băltoaca noastră. În semnul al doilea, vedem că acțiunea îi rezolvă problema. El aude despre Iisus. Când acesta a auzit că Iisus a venit din Iudea în Galileea, era la curent, face ceva. Auzi? Du-te. El s-a dus. Du-te la cel ce mereu zice, vino. Apoi el imploră acțiune după acțiune. L-a rugat să vină și să-i vindece fiul, căci era pe moarte. Și la urmă crede. Acțiune. Despre Iisus, despre tine și mine și despre credință. Pentru că scopul lui Ioan, declarat în Ioan 20, cu 30 și 31, este pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui. Credința crește pe măsura folosirii ei. Credința este mereu într-un proces. Ea începe cu stadiul 1, o credință căutătoare. Poate te regăsești aici? Credința căutătoare impulsionează acțiunea. Indolența spirituală dispare, trândăvia spirituală dispare. A auzit, s-a dus. Credința aceasta căutătoare, în stadiul acesta, conceptul de har prinde chip. Cine știe dacă nu va avea milă și de mine? Biblia începe să fie citită. Noi avem Biblia astăzi. El a auzit atunci. Informațiile și-l lua din ce auzea. Noi ne luăm informația din ceea ce este scris. Credința la acest nivel al căutării este o scânteie, este un iz de credință, este credința căutătoare care te împinge să-l cauți. Trândăvia îți dispare. Biblia începe să fie citită. Deși slăbuț în anumite aspecte, rugăciunea începe să funcționeze. Doamne, vino, te rog. Da, credința este încă nesigură, este căutătoare. Încă nu știi că Dumnezeu poate lucra în multe feluri, așa că aștepți ca Iisus să vină să lucreze după așteptările proprii. Hai de la mine acasă să-L vindeci. Ne regăsim de multe ori și spunem noi ce să facă. Este credința căutătoare și toate au un început. Dar această credință căutătoare, Iisus vrea să o facă încrezătoare. Și de aceea intră în stadiul 2. Du-te, fiul tău trăiește, îl ia pe cuvânt, fără să aibă dovezi la îndemână. Liniștea sufletească îi cucerește inima,
Nu se mai grăbește acasă, stresul dispare. Se îndreaptă spre casă hotărât, dar nu pripit. Iisus îl ia de la credința căutătoare și îl duce la credința încrezătoare. La fel vrea să facă și cu noi. Pentru ca mai apoi să-l aducă la credința stabilizată. Îndoielile dispar odată cu verificarea de pe teren. Și mai mult, credința stabilizată îi molipsește pe cei din jur. Iată câteva cuvinte într-o narațiune, într-un semn, într-un miracol. Ne învață despre El, ne învață despre noi, ne învață despre relația noastră cu El, numită credință. Am văzut semnul numărul 1, transformarea apei în vin. Este semnul în care tu vezi și crezi. Ucenicii au văzut și au crezut. Semnul numărul 2, nu vezi și crezi. Semnul numărul 3, vom vedea în întâlnirea următoare. Vă invit să plecați capul și să închidem ochii. Și să ne uităm doar înăuntru nostru. Să ne uităm doar înăuntru nostru, pentru că cuvintele semnului de astăzi nu cred că sunt nici superficiale, nici aruncate la întâmplare. Ele sunt acolo ca să ne folosească. Ele sunt acolo ca să ne crească. Ele sunt acolo ca să ne maturizeze. Ele sunt acolo pentru că Dumnezeu, Iisus, a vrut să ne învețe ceva astăzi. Am vrut să ne învețe că El îți dorește creșterea. Că nu se mulțumește cu o credință senzorială. A vrut să te învețe să pornești, să faci ceva. Să faci ceva. Să auzi, să te duci, să implori, să crezi. Am vrut să ne învețe că credința este ceva viu, ce crește, se dezvoltă, se întărește, se maturizează. Așa că mergi înainte și vei învinge. Așa că poți să nu vezi și totuși să crezi. Dumnezeu să ne ajute.